Bună, după ce Ghiță a trecut prin aceste suferinte eșecuri amoroase, care sunt foarte dificile, vă dați seama când ești ratat și când și mai că te crede un ratat și dar încearcă să te ajute, dar tot dintr-un ratat nu se reușește mare lucru să faci. Ghiță s-a pus în pat din suferință, din nebunia asta care a fost cuprins, din tristețea asta care l-a cuprins. Nu mai vreau nimic, nu mai vreau să aud nimic, nu vreau să mai fac nimic, gata, gata, renunț la tot. Eu stau numai în pat și o să dorm, n-am noroc în dragoste. Mă întreabă inima de ce nu am noroc în dragoste și mă întreabă până când am să te am pe tine în gând. Mă întreabă inima de ce nu am noroc în dragoste. Și vine mama într-o zi, într-o dimineață așa, veselă, cu un zâmbet pe buze și zic, Ghiță, am o veste bună. Am auzit că știi cine vine la noi în oraș. Vine Cupidon. Ei, da, ei, da, Cupidon, 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 nebunul și ăla care cu săgeți și ăla care bagă săgeți și îi faci pe oameni să îndrăgostească. Ura, ura, sunt foarte bucuros. Mamă, așa o veste fenomenală, n-am avut de mult. De mult n-am. Dăm telefonul și ia un numărul, să sun. Alo? Sunt Ghiță. Alo? Ce-i Cupidon? Cupidon. Eu sunt Cupidon, zeul dragostei. Eu sunt cel care fac pe oameni să se îndrăgostească. Sunt Cupidon. Hai zi, mai băiețaș, care e problema ta? Eu am 40 de ani și nu găsesc niciun iubit. Niciun iubit! Și cum? Lască! Cupidonașul te ajută. Bagă acolo și săgeți, inimă în cur, în tot locul, în fund, între coapsii, pistot bagă săgeți acolo, în picior, în cap, în urechi, pistot loc, ca să te fac să se îndrăgostească. Și chiar și în ochi le bagă, da? Ca să nu vadă pe alți băieți, dar pe tine să te vadă. Deci fac așa, bag săgețele ca să... Hai zi, măi. A tu ce? Băi, Cupidoane, ce ai uitat de mine? Tremură mâna, săgețele nu mai intre unde trebuie, nu mai înțeleg de ce. Eu, oricât bei prea mult și îți tremură mâna și mai nimerești. Nu, eu sunt un om serios, dar tu știi, eu nu știam că tu ai probleme, dragul, dacă știam. Sau nu vezi, eu ți-o perechi de ochelare, poartă ochelare. Eu câteodată uneori am senzația asta că nu văd. Dar chestia e că ce trebuie vedi, Cupidonaș. Că dacă văd o gagică care îmi place, mi-o iau mie. Cupidonul nu o să fie și el prost. Că are și el nevoie de dragoste, cum ar veni. Ci eu nu sunt Cupidon, eu nu. N-am dreptul la dragoste. Sau ci? Care e problema voastră? Și zic, hai că ne întâlnim marți la un restaurant, stăm la povești așa și îți explic ce și cum, ce gagici, ce oferte sunt. Și se duc aceștia doi, se întâlnesc ei într-un restaurant, comandă o bere, mâncare, e ca orice om și Cupidonului, e faimeș lui ci și le-a așa îmbrăcat. Un atlet înalt, frumos, cu păr lung, îmbrăcat în roșu, cu un scut roșu, în formă de inimă. Și acesta este Cupidon. Este ca un zeu, arată ca un zeu îmbrăcat, ca un zeu. Cu o tolbă, cu săgeți, are și săgeți de aur și de toate formele, toate culorile. E fenomenal. Deci, când a ajuns acolo în restaurant, toți se uitau la el ca la o vedetă. Se uitau, uitați-vă ce personaj. Și întinde mâna și zic, bună, eu sunt Cupidon. Ghiță, am văzut că ai probleme cu de drag și îți explic care e oferta. Avem mai multe feluri de gagici. De la gagica muscă până la gagica elefant. Dar depinde de cortofelul tău. La 200 de, dacă ai salariu de 200 de euro, ai alte fete. Dacă ai salariu de 500 de euro, acurate alte. Dar dacă ai 1000, acolo aduceai mult mai bine. Și toate formele, toate culorile, de la forme de trup de animal, față de
șobolan față de girafă, până la serene, serene avem, avem tot ce vrei tu. Trebuie să alegi, trebuie să spui, băi, băi cupidoane, băi, băi bătrâne, zim tu, ce vrei, zim, ce gagici, ce, cum să fii, materialiste, nematerialiste, pițipoance, nepițipoance, dar avem și alte oferte, deci cumperi două, o blondă, o roșcată și primești a treia gratis, vezi ce ofertă are cupidon pentru tine și se rezolvă, eu nu cred că te las, că eu mor, dar nu mă las bătut până nu-ți găsesc eu cacică. Mulțumesc, mulțumesc, cupidon, mulțumesc, tare mai, tare mai bucurat, tare m-am bucurat și tare mi-a venit un zâmbet pe buze, că am aflat că ai venit în oraș și datorită ției, o să mă căsoresc, o să am și eu copii, o să... Dar avem și alte oferte, deci este o femeie care naște deodată 1000 de copii, îți dați seama ce bine pentru stat, pentru țară. 1000 de copii și deodată 1000 de copii și sporește natalitatea. Și a scos. Avem cum să zice a crească natalitatea în sat. Dar avem și tot felul de gagici. Gagici de o noapte. Deci soții de o noapte. Deci azi este soție, mâine îți vie alt soții și acesta, numărul lor este nelimitat. Adică ești fără număr, cum se zice. Fără număr, fără număr. Avem gagici tot felul. De la tale de vespi, de, până la 90, de la 90, 60, 90, până la fundul de 1 metru, talia de 50 centimetri, bustul de 60, invers 900, 1 metru bustul, 50 talia, fundul la fel de 1 metru, cum vrei tu, că aici tu ești creierul nostru, cum ar veni, eu sunt cupidon, eu trebuie să decid ce trebuie ții, ce mai bine pentru tine, că vezi cum e greu în dragoste, e greu de să te găsești, găsești vreo iubită, cum ar zici. Cupidon, cupidon, tu rezolvi probleme de corazon. Cupidon, cupidon, tu rezolvi probleme de corazon. Așa că, am auzit că, i-am auzit ceva că, am auzit că ești cam ratat tu și cam, nu se lipește nici o, te fac eu ca să fii ca un lipici din ăla pentru muști, știi, care îl pești. Așa aș prins muștele. Te fac și eu ca un lipici din ăla și o să prinzi, o să ai lipici că o să lipească câte 50 de fete odată. Că bag și eu câte 5 săgeți și o să bag la mai multe odată. Că nu, nu știi, știi cum, nu știi cum reacționează fetele astea. Mai bag o săgeată într-una. Ghiți îi zice, vezi să, nu, să nu-i bagi săgeata în cap. Vezi să nu-i bagi săgeata în cap, că s-ar putea să nebunească. Sau să-i bagi în inimă și mai știi, mare. Sau bagă mai bine în fund, că la fetele place chestia asta. Dar înainte de consult, să vedem ce cu inima ta. Și îl întinde acolo pe masă, în restaurant, pe Cupidon. Ia un cuțit, îi tai acolo și să vadă care e situațiunea cu inima lui și îi scoate să vadă dacă are aprins aripi, că na, se zice că atunci când inima prinde aripi înseamnă că e dragostea sa proprie sau în curând se va îndrăgosti și a văzut că inima lui săraca era vai de cap, îi ruginită, fum neagră, pe unde era neagră, pe unde era tot felul de culori și elimina un fel de lichid și o scos-o și o scos acolo niște soluții, niște are și niște elixiri, a turnat ceva pe acolo ca să o învii, să-i prindă aripi și zice că și când acolo ce-o pățit ăsta, ghiță, inima lui o prins aripi și o zburat. Dar ăsta, dar
Cupidon avea și el pregătit, era pregătit, au luat-o în lasou și o prins inima și o băgat-o înapoi. O zic, oh, acum e foarte bine. Așa ce după ce s-au întâlnit Cupidon și cu Ghiță, Ghiță, foarte fericit, deja, ura, 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 sunt bucuros, sunt fericit că te-am cunoscut pe tine. Și, trebuie să plătești ceva. Nu trebuie să-mi plătești nimic, că eu sunt zero dragoste, eu sunt cel care iubește necondiționat, face necondiționat, așa că eu, fericirea oamenilor principală este pentru mine, nu banii. Eu fac din asta din suflet, din inimă pentru voi. Pentru că eu iubesc toți oamenii, toți oamenii se văd fericiți. Și, da, te mai advertizez ceva, că dacă văd o fată și îmi place, s-ar putea să-mi iau mie, că și eu Cupidon, și o să stau și eu, mai are și Cupidon nevoie de dragoste din când în când și că mai bagă o săgeată, uneori ratează și unde bagă săgeata, acolo se îndrăgostește de Cupidon, nu se îndrăgostește de persoana dată. Se mai întâmplă și din dată. Și au plecat și au zis, vezi că durează, nu e așa de ușor să găsești cineva pentru tine, dar o să străduiască, o să strigheați Cupidonul, o să bage acolo, o să săgeți, o să lucreze neîncetat, zi și noapte. Nu o să doarmă, o să umble sub ferestrele fetelor, o să le fure inimile și o să străduiască acolo să fure o inimă și pentru tine și să o bage la tine, că, na, a tine, tu ai o bucată de inimă și iei și de la ea și vă dați seama că o să fie familie, o să fie copii acolo și o să fie totul bine. Fură inimă, o să fură tot. Și o să fură și mințile ca să vină să se îndrăgostească de tine. Și-a plecat aceștia doi și Ghiță. S-a dus acasă cu speranță, cu bucurie, cu... Și i-a spus mamei ce s-a întâmplat în ziua aia. Vai, 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 fiule, eu sunt tare bucuros, tare sunt fericit pentru tine. Sunt sigur că de data asta vei reuși. Chiar dacă eu te-am... Și îmi cer scuze că am zis că ești ratat. Tu ești ratat, dar ești în același timp norocos de ratat. Pentru că tu ești Ghiță și nimeni nu o să îndrăznească să nu te iubească pe tine, pentru că nimeni nu este ca Ghița meu. Ghița meu este un băiețel de aur. Și băieței de aur găsesc femei, fete de aur. Și chiar dacă până acum tu ai avut, cum se numește, nereușite în dragoste, să reușești. Și vă vedem, o să vedem ce se va întâmpla, se va urma, ce va vedea cum va reuși Ghiță să găsească pe cineva sau va fi în continuare nefericit. Va reuși Ghiță, că se zice, așa se zice popor, omul mare și naște cu nunta în cap. Deci viața lui e o nuntă, moartea e o nuntă, botez o nuntă și toată viața e o nuntă, continuă. Așa că vă dați seama dacă în popor, așa se zice că noi nu putem fără nuntă, așa că trebuie să facem nuntă, nu? Cu Ghiță. Ghiță și om vedea cu cine o fi. Bine, alesa inimului, dar trebuie să fie acolo unde alese odată și odată, că îi ajunge și lui atâta burlăcie, atâta... Are șosete nespălate, are chiros nespălat, are... N-are cine să-i facă mâncare, n-are nicio servitoare. Vă dați seama că e greu pentru un bărbat. N-are cine să-l iubească. Și vom vedea în episodul următor, va urma, vedem ce se va întâmpla cu Ghiță. Vă numai bine.